Salut! Sunt Armul Levan și în filmul ăsta o să combin două lucruri. Un Blitz făcut de Godox V860 cumpărat de anul trecut prin august și un set de geluri, un set de geluri pe care am început să-l folosesc tot mai mult. Este cumpărat cam tot de anul trecut de prin septembrie sau octombrie. La un moment dat am crezut că nu o să mai fac niciun film despre Blitzuri sau despre geluri. Dar mi-am dat seama că totuși pe limba română există puține filme în care să existe explicate câteva lucruri așa minimale de pornire despre Blitz. Nu zi o marele povestitor ca să reușesc să vă lămuresc întru totul cum să folosiți un blitz de genul ăsta, dar în orice caz așa, dacă sunteți unii care porniți de la blitzuri care folosesc acumulator la blitzuri de tipul ăsta, să aveți un punct de pornire. Iar ceilalți care sunteți ca mine începători să vă faceți o idee cam la ce puteți să folosiți tipul ăsta de geluri. Tot în descrierea filmului o să găsiți linkuri spre două articole pe care le-am publicat pe blogul meu macrostandard.ro în care am discutat de blitzul ăsta și de gelurile ăsta. Și la final o să mai găsiți linkuri spre alte filme în care am discutat de tot felul de echipamente foto-video pe care le am. Și hai să vedem acum ce conține cutia și pe ce dați bani atunci când cumpărați un blitz de genul ăsta. Eu am mai prezentat pe acest canal și alte blițuri de la Godox și v-am spus și atunci că asta e boala lor. Nu vine cu o husă care să conțină aici o gaică să-l prins pe la centură sau undeva. Ca dimensiune blițului să spunem normal, numai că pentru aparatul meu foto este ceva cam mare. Deci pentru Fuji Filmiste 20 sau alte aparate foto de mărime aia este un pic cam mare. Dar asta este foarte bine pentru că și ecranul lui este destul de mare și vizibil. Pe lateral avem trei intrări. Prima este pentru USB. Prin asta am și făcut primul update prin decembrie, când s-a introdus o funcție care îi permite să lucreze și cu Pentax X. Lângă există o altă intrare pentru un receptor, un receptor radio, cactus sau orice alt tip de receptor. Și mai există chiar și o intrare pentru cablu PC-Sync. De partea asta se introduce bateria. Bateria asta, hai să zicem că este principalul motiv pentru care ar trebui să tragi la un tip de Blițuri ca ăsta. Pentru că față de modelele astea, viteza de reciclare la putere maximă este cam la jumătate din cât au alele alte obișnuite. Depinde și la ce putere folosești și ce tip de acumulator este, dar așa în general cam la jumătate. Bateria vine și cu un încărcător, este destul de mic, destul de ușor, a introdus și pui la încărcat. Ce are el interesant este că aici într-o parte are o mufă pentru a-l putea încărca de la mașină. Dacă ai un cablu care să-ți funcționeze de la mașină și să încarci, să spunem, pe drum spre un loc unde ai de gând să fotografiezi. de la acumulatorii ăștia la ăsta e o diferență mare în timp de reciclare. Dacă pornești de la zero, sfatul meu este să te duci direct de la tipul ăsta de blițuri care folosesc tipul ăsta de acumulator și care, apropo, are inclusiv transmisător integrat. Deci nu mai trebuie o grămadă de mațe pe lângă el. Hai să zicem că ar fi un avantaj dacă cumperi blițuri care pot fi alimentate de la alte tipuri de baterii. Acolo, într-adevăr, acumulatorul ăsta are în specificații cam o secundă și jumătate de reciclare la putere maximă, pe când dacă folosești niște acumulatori mult mai mari, timpul de reciclare este undeva la o secundă, deci câștigi o jumătate de secundă. Acum, fiecare judecă cât este de semnificativă jumătatea aia de secundă. O să încerc acum să vă spun câteva lucruri despre modul în care funcționează. Blitzul pornește de la un buton. Nu mai știu exact în ce mod pornea el la vremea când l scos din cutie, dar acum este setat pe grup A în Slave, canal 1. De la butonul GR setez grupurile. De la butonul H setez canalele. Are 32 de canale. Zoomul, dacă vrei, îl lași în mod automat și va prelua zoomul de la obiectivul de la cameră sau poți să-l modifici tu în mod manual sau dacă îi scos panou de difuzie, mă rog, ăsta are și un panou de cash light, îl introduci la loc, automat se are la 12 mm. De la butonul de zoom, dacă îl ții mai mult apăsat, o să intri în funcții. Și de la rotiță poți să faci modificări la fiecare funcție. Există în manual trecut fiecare funcție ce înseamnă și poți să-i faci modificări. De exemplu, la bip, on, off. Dacă să facă sau nu bip atunci când vrei să-l folosești. Adică să fac un zgomot. Nu-l folosesc, nu fac zgomot. Zoom, apăsând, înseamnă IPNC dar dacă te duci poți să faci modificare, de exemplu pe full frame. O să vă arăt acum cum funcționează pe Fujifilm x 20 e valabil cam pe tot ce are Fujifilm. Nu l-am pus pe patină, că e greu și îmi rupe patina de blitz, cred că numai o dată sau de două ori l-am pus pe patină. Deci nu-i depus așa ceva pe un aparat de genul ăsta, cum e Fujifilm pe x 20 pe XH1, pe X-Pro2 probabil, dar nici pe X-Pro2 nu le-a spune mai curând pe XH1 și si pe XT2 și si 3 dar cu grip, că prea și si risc să-ți rupi patina de la aparatul foto, așa că mă folosesc de cablu ăsta sincron. Pe Fujifilm poți să-l comanzi direct din aparat în mod TTL sau în mod manual. Sau mă ma rog, multi, dacă vrei să faci multi. Eu am uh, un film în care am explicat cum poți să folosești în modul multi blitzurile și o să pun și spre ăla link. Dar nu e vorba de blitzul ăsta, dar funcționează exact la fel. El poate funcționa atât în high-speed sync, focal plane, cât și în prima cortină sau a doua cortină. Cortina rear, de la spate cum ar veni. La fel, zoom acum l-am auto, dar pot să-l modific direct din aparatul foto. În funcție de ce obiectiv am sau de dorință, de exemplu. Că pot să folosesc un obiectiv mai larg, dar să-l fac aparatul să funcționeze în zoom, la putere maximă, la zoom maxim. Și acum vreo două vorbe despre modul în care puteți să-l folosiți când nu stă pe aparatul foto. De la acest buton îl testați dacă funcționează. De la primul buton, mod, modul în care el funcționează, manual, multi, TTL, zoom și funcții, resetare, iar aici am grupa A, B, C, canalul de la 1 la 32. De la acest buton care seamănă cumva atrăsnet, poți să-l setez modul în care el lucrează. Modul ăsta este deja transmisător. Aici pot să folosesc simplu ca TTL Slave prin transmisător. să-l comand și aici să-l folosesc pe aparatul foto, tot așa în mod TTL, manual sau multi. Dar vreau să vă arăt aici modul master, în care el transmite informația spre alte blitzuri și le controlează, dar poate și el fi folosit. În modul master am tot așa un buton de canal în care pot să schimb canalul în care ele funcționează grupul pentru fiecare grup A, B și C și la fiecare pot să schimb modul TTL sau manual sau să-l blochez să nu se declanșeze deci modul înseamnă că modific tipul în care funcționează fiecare blitz comandat, în cazul ăsta C, în TTL, și pot să-i modific și aici puterea dacă vreau să-i compensez în plus sau minus. Și bineînțeles că inclusiv blitzul care este transmisător poate fi folosit în mod TTL, tot așa, cu compensare plus-minus, dacă vreau, sau în mod manual. Sau în mod manual cu diferite... Puteri. Dacă țin puțin apăsat butonul de mod, pot bloca blițul să nu se modifice absolut nicio setare. Un lucru vreau să vă mai spun despre el. Se pierde o grămadă de lumină atunci când vrei să folosești în high speed sync, fie că e TTL, fie că e mod manual. Pozele astea care le vedeți sunt făcute în high speed sync. Nu intru în detalii pentru că sunt o grămadă de variabile care trebuie luate în considerare. Ce diafragmă la obiectiv, ce viteza obturatorului, ce distanța e față de subiect, câtă lumină este afară și așa mai departe. În orice caz, un lucru vreau să vă spun, chiar în specificație este trecut faptul că folosirea lui în high speed sync duce repede la deteriorarea blitzului. Așa că fiecare judecă dacă merită să folosească blitzuri de astea 1 ori 2 3 în high speed sync sau folosește alte blitzuri la exterior mult mai puternice. Și hai să vă spun acum câteva lucruri despre gelurile astea, după care o să vedeți mai multe poze pe care le-am făcut cu ele. Eu n-am fost nu știu ce mare fan al luminilor colorate pus pe față, dar așa în timp, în timp am devenit și mai ales îmi place să fac poze în care folosesc geluri pentru fundal. În loc să stai cu un simplu fundal mai, să spunem, plictisitor, poți să te folosești de tot felul de geluri de genul ăsta sau făcute de alte măști, pentru că exact tipul ăsta mai este clonat de o altă firmă de prin China. Ăstea, să spunem, gelurile originale din America. Hai să zicem că o problemă la ăstea ar fi elasticul ăsta că e o singură bucată și ți-ar prinde bine două, dar poți să folosești și alte elastice dacă vrei să folosești în același timp setul ăsta de geluri pe alte blițuri. După cum vedeți, el vine în două seturi de culori, un set pe galben și roșu și un set pe verde și albastru. Plus mai ai o serie de geluri de corecție a temperaturii de culoare, de la o culoare la alta. Eu nu le-am folosit. Impresia mea este că în editare poți să faci corecția asta dacă faci pozele în format RAW. Dacă te duci pe JPEG, clar că îți trebuie tipul ăsta de corecții. Și oricum, din câte am mai citit, eu tot felul de filtre care se pun roșii sau galbene pe obiective, ele sunt cumva reminiscențe ale fotografiei pe film, deși deci corecțiile astea cam tot acolo s-ar face. În schimb, astea pentru fundal, da, poți să le folosești, pentru că e mult mai ușor dacă ai din start fundalul colorat, așa cum crezi tu că îți place, cum se potrivește pentru hainele sau pentru subiect sau pentru tipul de fotografie pe care vrei să-l faci, decât să te apuci să tot decupezi fire de păr și alte lucruri în fotografia originală și să schimbi fundalul. În cazul în care chiar vrei să schimbi fundalul, atunci nu te folosești de așa ceva și faci pe un fundal alb, că e mult mai ușor de decupat sau pe fundalurile verzi. În continuare o să vă arăt o serie de poze pe care le-am făcut cu un blitz sau cu două, cu un filtru sau cu două filtre de genul ăsta pentru blitz. Deci m-am folosit ori de blitzuri mai mari, ori de blitzuri mai mici. Ba chiar am avut vreo două poze așa experimental în care am pus două blițuri mici unul lângă altul. Unul avea un filtru, unul avea alt filtru. Aici nu mai există regulă, totul ține de, să spunem, creativitate și de modul în care îți place ție să faci pozele. Sunt Dan Moldovan și vă mulțumesc pentru atenție.